Bună ziua! Mă numesc Stefanie Motle, am 18 ani și sunt din Liban. Eu sunt studentă la anul pregătitor de limba română la Academia de Studii Economice din București și anul viitor o să studiez literatură franceză. Astăzi eu voi recita poezia către cititor de Lucian Blaga în limba română. Către cititor, aici e casa mea, dincolo soarele și grădina cu stup. Voi treceți pe drum, vă uitați printre grații de poartă și așteptați să vorbesc. De unde să încep? Credeți-mă? Credeți-mă despre orice ce poți să vorbești cât vrei. Despre soartă și despre șarpele binelui. Despre arhanghelii care ară cu plugul grădinele omului. Despre cerul spre care creștem. Despre ură și cădere, tristețe și răstigniri. Și înainte de toate despre marea trecere. Dar cuvintele sunt la crimele celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Amare foarte sunt toate cuvintele, de aceea lăsați-mă să umblu mut printre voi, să vă ies în cale cu ochii închiși. În continuare eu voi recita poezia către cititor de Lucian Blaga, traducere în limba arabă. Iqurra abieti, Hune beiti, hunea șems, șams, hunea al albustanu al căorot fihi. أنا في صحن داري أنتم تمرون على الطريق وتنتظرون كلماتي بما أبدأ؟ اسمعوني اسمعوني يقدر الإنسان أن يتكلم عن كل شيء عن منية البشرية عن حية الخير عن رؤساء الملائكة من يحرثون جنات الإنسان عن السماوات فوقنا عن البغض عن السكوت عن الحزن عن الصلب وأولا عن العبور الكبير الكلمات مرة جدا لمن أراد يبكي وما كان له عبرات الكلمات مرة جدا فدعوني ألزم السكوت دعوني أنظر الدنيا وعيناي مغموضتان ومولسو